Latovlevici a luat titlul cu FCSB și CFR, a jucat la Galatasaray, dar la Pitești conduce o Dacia mai bătrână decât el. Cu o Dacia 1300 veche de 40 de ani, așa a apărut Latovlevici la antrenamentul lui FC Argeș. A surprins pe toată lumea. Cu asta am auzat, nu cu asta am auzat accident, îți dai seama, a făcut bine, ușoare de astea, scârieturi, prinde la a doua fără. Îți dai seama că îți dă un sentiment. Ne treci toată, între ghilimele, bineînțeles că și acum se urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.